Liberiu pentru a continua linia de argumentare a echipei SAFE. Urmează discursul Cameli. Are dreptate liberă, de fapt, dacă le vede bine, de ce să fii safe când e așa de cool să fii out of the box, să atragi atenția prin mesaj și format, să creezi dezbatere și să mai câștigi și niște premii. E treaba ta dacă vrei să le ții pe polița din baie. Dar e totally uncool, mai ales în Marcom, să fii un nerd. Să fiu un tocilar care își face temele din ziua în care le-a primit și nu așteaptă până în pauza dinaintea orei. E nasol așa să fii privit ca pur și simplu un șablonist. Pe de altă parte, e cool când ești pe fază. E cool când ai o criză în viață. Când afli de criza aia dimineață la ora 8 luni, și în 2 ore, cu tot cu aprobările interne necesare, ești în stare să dai o replică care să fie prima preluată. E foarte cool să poți să zici. Da, am operat unele plăți de 2 ori, dintr-o eroare operațională, restituim toate aceste plăți integral până la sfârșitul zilei. Nu vrem să fim în situația asta. Dar când am ajuns, putem să spunem o chestie care e atâta de șablon, de scoasă din sertar, scuturată de praf. Credeți că au inventat în dimineața aia? Avea vreo 17 scenarii. De criză, de răspunsuri, de mesaje, de formate. Le-a luat probabil 15 minute să le aprobe intern, ceea ce contează al dracu, cum spuneam și înainte. Contează să reușești să treci o comunicare prin toate straturile de aprobări până când reușești să o dai. Și da, au fost banali la faza asta. O bancă percepută drept foarte inovativă. No offense, mi se pare foarte inovativă. Au avut un mesaj standard, procedură standard, metodă standard, comunicat de presă, super boring, super, mega, super boring, ce să mai povestim. Eu sunt client ING, am cont, am home bank, am card, am de toate la ei. Am văzut asta. Am aflat din asta ce s-a întâmplat. Știți ce am făcut? Absolut nimic. Am văzut de viață. Ghiți ce a vrut ING să fac? Exact asta, absolut nimic, să-mi văd de viață. Și a doua zi, când treaba se liniștise, banii erau înapoi în cont, toată lumea era cool, a început o comunicare foarte drăguță și out of the box, cu 2 leișori, cu whatever. Un pic altceva, dar în momentul în care a fost nevoie, în momentul în care a fost primejdie, când eram la urgență, atunci am fost safe. Toată lumea a fost safe. Fiindcă era grijă, fiindcă ne păsa de reputație, fiindcă erau 10 de ani în care construisem o reputație, care acum putea să se ducă în câteva ore. Pe de altă parte, dacă oamenii ăia, sau alți oameni, mai avem niște exemple, ar fi vrut neapărat să fie inovativ în comunicare, ar fi vrut neapărat să trateze într-un mod cu totul diferit și interesant, să testeze atunci potențialul de a dialoga cu publicul target într-un mod în care nu mai încercase nimeni. S-ar fi supus unui risc, credeți? Eu cred că da. Eu cred că dacă eram în picioarele, în papucii omului ăluia de atunci, care a luat decizia asta la luni sau când a fost, nu. Nu m-aș fi dus ca out of the box. Gândiți-vă fiecare și gândiți-vă cum ați fi procedat. Luați decizia pentru voi, punându-vă în situația asta. Și în multe alte situații asemănătoare. Că luăm decizia asupra brandurilor a căror reputație o proptim în fiecare zi. De dimineață până seara. Unele sunt simple, unele sunt mai dificile. Câteodată reușim să fim diferiți, câteodată ne păstrăm autenticitatea, chiar fiind simpli, procedurați și foarte bine pregătiți. Pentru că să fii safe înseamnă, de multe ori, să fii pregătit, să-ți faci temele, să lucrezi zi de zi, la mesaje, la decizii, la formate, la toate cele. Și suntem la o conferință de PR, nu vorbim de produse extraordinare, diferențiatoare, vorbim de multe ori despre brand-ul corporate. Dacă riști un produs și riști o problemă și un răspuns mai hazardat, nu își riști reputația brand-ului atât de ușor. Am întâlnit și situații, sunt de 20 de ani în domeniul ăsta și trebuie să vă spun, sunt situații în care, din afară cel puțin, se vede cum
și brandul și comunicarea lor și chiar și agenția sunt out of the box pentru că se vor neapărat o prelungire inutilă a orgoliului clientului. Ceea ce poate nu întotdeauna cea mai bună alegere pentru brand. Mulțumim foarte mult, Camelia!